Păi e căsătorit. Are soție? Doamne, de 11 ani sunt împreună. Și de 5 ani cu un ați religios. Doamne, joacă în deplasare, se întâmplă ceva. Nu, am copii foarte, foarte buni, dar știți cum este. Toate la timpul lor. Să vrea Dumnezeu și să fie... mulți își doresc și poate nu pot să aibă copii, alții îi aruncă la gunoi. Nu trebuie să gândiți așa. Da. Dumnezeu, când va veni momentul, va rezolva problema. Eu mă rog, nu este zi de la bunul Dumnezeu să nu mă rog și să nu plec din lumea asta până nu cresc și eu, sau să văd un nepoțel. Iertați-mă, abia sunt cu 40 de ani, de căsătorie, mai aveți până la 80-90. Da. Adică abia ne apucăm, acum o luăm din loc. Cum este îngăduit, știi ce? Suntem ca frunza în vânt. Uite, o clipă de neatenție și nu știi ce ți se poate asta întâmpla. Așa este. Apropo de nu știi ce ți se poate întâmpla, în viața dumneavoastră s-a întâmplat că la un moment dat maestru Ion Dolenescu să spună: mă, Elisabeta, mă, mie îmi place de tine, măi. Da. Haide, măi, să te fac cântăreaț. Nu. Eram la Slatina, aveam 19 ani și Ion Dolenescu, Dumnezeu să-l ierte, era în turneu cu Tiberiu Ceea. Am colaborat foarte mult cu dumnealor și dânsul m-a întrebat dacă am imprimări. Și am la radio, București, așa era atunci. Întâi să ai imprimări la radio, apoi să-ți apară primul disc mic. Exista un traseu. Un traseu, o scară de urcat. Scară de, da. Și dumnealui, atât pe mine cât și pe o altă colegă de la Slatina, Tudorița Gorjanu, ne-a luat de mână și ne-a adus la radio București, ne-a prezentat. Am cântat pe viu acolo și apoi am fost programată la imprimări și așa am urmat calea. Îi mulțumesc totdeauna și să știi, de când a plecat, nu este sărbătoare să nu aprind o lumânare, nu numai pentru dânsul, pentru toți cei plecați în lumea fără dor. Apropo de ajutor, cei tineri au venit vreodată la dumneavoastră să spună: doamna Elisabeta Turcu, dați-mi și mie niște sfaturi sau ajutați-mă să intru și eu în lumea aceasta? Da, au venit foarte mulți, chiar din zona mea, din zona Munteniei, și le-am dăruit cântecele mele. La unele din fete le-am dăruit și câte un costum sau o maramă sau o... asta, uite, este legătoare, un obiect folcloric să-l aibă ca amintire de la mine. Chiar am înființat și o să vin la voi dacă mi-îngăduiți. Cu mare drag. Grupul folcloric Florile Munteniei. Păi să-i aduceți. Tinere, frumoase, da, și de câte ori mi-au cerut ajutorul, da, le-am dat în primul rând cântecele mele. Să le cânte. Și noua generație. Câte costume de folclor avem acasă? Multe. Trebuie să veniți să le filmăm. Filmați într-o zi. Am foarte multe costume. Vin dintr-o zonă foarte bogată, din zona Argeșului, a Câmpul Lungului Mușcel. Acesta este un costum de sărbătoare de la Câmpul Lung Mușcel și port cu mândrie marama, care nu are egal în niciun colț al lumii. Pe mână mi-am pus așa o maramă ca să ascundem un mic incident pe care l-am suferit. Trece, nu-i nimic. Da, așa se mai întâmplă. Da. Important e că, indiferent de incidente, sunteți aici și încă o dată demonstrați profesionalismul de care ați dat dovadă în toată această carieră și, exact cum ați spus, dacă nu e serios cu tine și cu ceilalți, nu poți reuși niciodată. Eu am cântat numai cântece autentice de la izvor de-a lungul vieții mele, am și cântece de petrecere și romanțe, dar astăzi v-am adus un cântec pe care îl ofer tuturor tinerilor, adolescenților, mai ales celor care sunt în pragul bacalaureatului, pentru că se despar, le urez succes la toți, pentru că își urmează altă cale fiecare. Și cântecul poartă titlul Dragoste de o vară, adică prima dragoste care nu se uită niciodată. Păi nici noi nu o să uităm, să ne întoarcem aici în emisiune după o scurtă pauză și să ascultăm pe doamna Elisabeta Turcu, pentru că ați auzit, dragostea e de o vară, sau poate nu, că Dumnezeu este într-o dragoste de peste 40 de ani. Am revenit la Dimineața cu Noi, am avut o ediție colorată astăzi cu multe... Gustoza, ne-am distrat! Moza, iar Patriția ne-a gătit multe lucruri. Da, zițele erau mai multe, dar... Asta voiam să zic, să spunem adevărul celor de acasă.
Această farfurie a fost plină, dar între timp s-a mâncat. Am păstrat așa puțin. Pentru că am avut o emisiune cu cupcake, cum a zis Dragoș în cască, a pregătit Patriția și câteva cupcake-uri care se vor răsfira foarte repede. Da, foarte repede. De ce vorbeam? Deja au început furturile, au început să umble la butoane. Bursucule, eu zic să vorbești cu invitatul. Da, emisiunea a fost cupcake și are și coadă, ca să fie cum trebuie. Doamnele Jolor, alături de noi, Elisabeta Turcu, mi-a spus că s-a simțit foarte bine la noi și suntem foarte fericiți și onorați că ați venit în această dimineață în emisiunea Dimineața cu noi. Nu uitați că mâine ne revedem de la ora 8, tot aici, în același platou, poate cu mai multă veselie, dacă nu v-a plăcut astăzi, dar eu sunt sigur că v-a plăcut, așa că vă lăsăm cu o dragoste de o vară. Vă mulțumim încă o dată din suflet. Și eu vă mulțumesc vouă, chiar m-am simțit foarte bine, un început de săptămână frumos. De asemenea, iubitorilor emisiunii tale, celor care urmăresc această emisiune, o săptămână bună, cu împliniri, cu bucurii, cu pace în suflet și în casele dumnealor. M-ați încântat cu felul cum m-ați primit. Le mulțumesc tuturor de la portar și până la camera. Mulțumim de la portar până la bucătar, că după vă așteptăm și la o prăjitură. Vă mulțumim mult de tot, doamna Elisabeta Turcu. Să aveți o zi absolut senzațională, un început de săptămână perfect și nu uitați, dacă plouă, luați o umbrelă. Până la urmă trecem noi și peste asta. Important este să nu vă prindă ro alertul, cine știe ce ipostaze. Nu vă speriați, face de o vară. Ăsta, dragoste de o vară. Elisabeta Turcu, baftă celor de la BAC!